Vezi cu ce piesă te-am așteptat, Cătălin, așa, să te simți precum în deșteptarea de vară. Am văzut că ești energetic, da, ești cum sunt? Plin de energie. Energetic, sunt ești precum... gigacaloritic. Gigacaloritic, deci ești și foarte scump. La tine e concursul ăla cu facturile sau la Sorin? La Sorin. M-am distrat că s-a dus Nicuș Ordan astăzi la guvern să vorbească cu Florin Câțu despre prețul gigacaloriei și nu l-au primit la guvern că n-avea certificatul verde și nu știu pe unde s-au întâlnit până la urmă. La partid. A trebuit să meargă premierul la partid. La PNL se intră cu certificatul galben. Cumva instituție de... De dreapta, da. De drept privat, să zicem, partidul. Da, mai nu e instituție publică. Adică i-a primit în sediu pe barba lui și s-a dus acolo. Deci primarul nu e vaccinat. Ascultam niște declarații la știri și parcă era undeva afară, pe scări, și am zis că o fi ținut ședința cu premierul suspendat. Dar poate în aer liber. În aer liber, da. Premierul, în schimb, nu... Da, e premier, nu? E premierul demis. Nu mai știu cum să-i spun. Da, premierul demis, domnul Câțu, ia ca cușca, cât e? E, uite, da, 3:20, da. Țineți ideea că ne spui mai multe chiar acum. Exact, da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. La ora 16 este programată o întâlnire între conducerile PNL și PSD, o întâlnire cum a fost și cea de ieri cu USR-ul, în vederea constituirii unei alianțe, coaliții sau unei chestiuni legate de guvernare. Aici e și mai interesant, ați aflat ieri între timp că domnul Câțu s-ar fi propus premier la USR, mă rog, greu. Domnul Cioloș a zis că e glumă asta, pentru că știți că USR nu acceptă. Aici ambele formațiuni, și PSD și PNL, doresc să propună premierul. Nu știm exact nume, dar PSD a zis, domnule, e rândul nostru să propunem un premier, pentru că USR nu, PNL nu, deci noi chiar putem propune un premier. Există însă mai multe informații că aseară ar fi fost o întâlnire între președintele Klaus Iohannis și conducerea PNL, în care li s-a spus că să păstreze oricum ar fi în aceste negocieri, fie că sunt cu PSD sau USR, că aici lucrurile rămân neclare, să păstreze postul de premier. Aha. Nici asta nu e clar cum se poate face și dacă se va face. Ce știm sigur e că președintele va vorbi la ora 18 și mai mulți politicieni de rang înalt și analiști consideră că nu va anunța sau nu va declanșa consultări încă sau le va declanșa doar în cazul în care PSD și PNL ies din această întâlnire de la ora 16 cu o înțelegere. Pentru că președintele nu-și mai permite să mai dea încă un rateu, adică l-a numit pe domnul Cioloș, l-a desemnat pe domnul Ciucă. De data asta, a treia oară, ar trebui să fie o dovadă că în clasa politică din România există și responsabilitate. Și se pare că unul dintre mesajele transmise liderilor PNL a fost acela că voi face consultări și voi veni cu nume desemnat doar dacă aveți cu ce să-l susțineți. Nimănui nu e clar și nu a rezultat din această întâlnire dacă domnul președinte înclină spre USR în alianța asta sau înclină spre PSD. Cred că am vorbit aproape în fiecare zi aici despre condițiile închegării acestei alianțe. Ele nu s-au schimbat. USR nu-l vrea pe Florin Câțu, deci nu se face. Klaus Iohannis este supărat pe USR, rău de tot, mai să dea cu paltonul de pământ, așa de supărat e pe ei. Iar Florin Câțu se vrea pe Florin Câțu. În timp ce au existat discuții de-a lungul ultimelor săptămâni și poate nu numai, între diversi lideri ai PNL și PSD la nivel 2-3, dar chiar și la nivelul cel mai înalt, se pare, pentru a se constitui o alianță, multă lume din ambele partide spunând, domnule, dacă am fi împreună ar fi mai de succes. Așadar, dacă ar fi să mă întrebați acum, sentimentul meu e că ar înclina mai curând către o alianță PNL-PSD, dar nimic nu e bătut în cuie.
Așteptăm să-l vedem pe Klaus Iohannis la ora 18, că ne va da niște semnale, da? A fost o alianță votată la un moment dat, aceasta între PNL și PSD, însă de atunci au trecut atât de mulți ani și atâte cuvinte rele s-au spus și de o parte și de cealaltă, încât acum pare imposibilă o astfel de alianță, dar om trăi și om vedea. Om trăi și om vedea. La ora 18 aici o să aveți discursul domnului președinte, care e foarte important, și cred că foarte multe lămuriri. Azi e joi, nu? Vine Ioana Enedogioiu, care îl are invitat pe domnul Sorin Grindeanu. De la ora 18, mă rog, după declarațiile președintelui. Exact, cred că domnul Grindeanu va da informații din celebra întâlnire și cine știe, poate până diseară lămurim chestiunea asta. Dacă îl pune pe domnul Grindeanu prim-ministru, mă gândeam acum. Iarăși, am avea să-i o senzație. Zic că, iată, știți cum ar merita spus acum, dacă vă mai aduceți voi aminte de acum 4 ani, avem niște elefanți în încăpere. Nu peste domnul Grindeanu se dusese domnul Iohannis la ședință. Uite, acum avem un singur elefant în încăpere, o alianță cu între PNL și PSD. Și un faraon. Un elefant și un faraon. Ăsta era un banc, un elefant și un faraon mergeau la golf. Hai să nu-l continuăm. Mulțumesc, Cătălin.